Salutare, dragă Capricorn! Bine te-am găsit la etalarea lunii februarie 2024. Ce te așteaptă în luna februarie sau, mai bine zis, ce aduce energia lunii februarie 2024 pentru zodia Capricorn, soarele, luna și ascendentul? Am să deschid deja prima carte pentru tine cu un mesaj din partea divinității și hai să vedem ce trebuie să știe zodia Capricorn pentru luna februarie 2024. Ce aduce luna februarie 2024 pentru zodia Capricorn? Echilibru, succes, asta este energia generală a lunii februarie 2024 pentru tine, dragă Capricorn. Vei ieși triumfător dintr-o situație care a stat pe umerii tăi de ceva timp. Vei rezolva această situație și astfel vei dobândi echilibru, stabilitate. Vei putea să te relaxezi în sfârșit și să te bucuri diferit de viață. Vei fi mai conectat cu intuiția ta. Vei putea crea situații diferite în viața ta. Vei putea elibera acele karme prezente în viața ta și este o lună care îți va bucura sufletul. Este o lună care te va retrage dintr-o energie stagnantă și negativă și te va îndrepta către noi direcții, către noi energii. Prima carte, avem roata destinului, exact, eliberezi karma, creezi, închei acest ciclu karmic, încheind ciclu te deschizi către noi experiențe în viața ta, lucrurile sunt transformatoare și intric, pentru că roata destinului vorbește de a păși pe calea destinului tău. Și în momentul ăsta, cel mai indicat pentru tine este să go with the flow, să curgi pe valul vieții, fără să pui nimic sub semnul întrebării la îndoială, ci să dai voie lucrurilor să se arate așa cum se arată. În același timp, încheind acest ciclu din viața ta, ai capacitatea, da, punând stop lucrurilor vechi, să creezi lucruri noi, înălțătoare, transformatoare și împlinitoare. Da? Tot ceea ce ți se cere, practic, în momentul ăsta este să ai credință că lucrul ăsta este posibil. Și să înțelegi că noi trecem prin cicluri în viața noastră și că la tine a venit momentul să închei acest ciclu, să tragi foloasele ultimilor 9 ani, să preiei lecțiile de acolo și să mergi mai departe către noi experiențe. Iar spânzuratul confirmă acest lucru, îți spune că viața ta este ghidată divin, că ai toată susținerea de care ai nevoie din partea divinității și că inițial, chiar dacă sentimentul tău este de frică, de teamă, de necunoscut,
să dai voie acelor emoții să fie, să nu le pui în contradicție, să nu te îndoiești de ele, ci mai degrabă să le accepti. Pentru că odată ce faci acest lucru, vei conștientiza că totul este exact așa cum trebuie să fie și că ai avut nevoie de aceste emoții prezente în viața ta și că orice schimbare aduce de la sine o stare de o stare temătoare, cum că bau, ceva acolo ne va aștepta, dar de fapt este lumina. După fiecare schimbare evoluăm, după fiecare moment în care acceptăm schimbarea, nu facem altceva decât să pășim înainte. Spânzuratul este totul despre răbdare și a-ți da timp să gestionezi emoțiile tale, să înțelegi schimbările prezente în viața ta, să iei un moment de repaus, pentru că doar astfel vei putea intra în această energie a acceptării a ceea ce este și să nu te împotrivești, da? Să poți să curgi odată cu viața. În același timp, este important să înțelegi că toate lucrurile se schimbă și se transformă la momentul potrivit și uneori anumite lucruri nu este momentul să fie transformate și nu trebuie să rămâi blocat pe lucrurile respective. Însă, ceea ce ai nevoie vine către tine la momentul potrivit și acolo este important să te concentrezi. Adică în momentul acum să vezi cu claritate ceea ce viața îți oferă, semnalele pe care le primești. Nou început, a treia arcană majoră pentru tine, nebunul, îți arată, fiind cifra 0, infinitul, opțiunile tale nelimitate și că singurul lucru care limitează abundența, prosperitatea, fericirea, bucuria, starea de bine per total, da, este mintea ta înrădăcinată cu tot felul de tipare toxice care nu ți aparțin, programe pe care le-ai preluat fără voia ta. Și acum este momentul în care închei, da, roata destinului ți-a spus că ai încheiat ciclu, iar nebunul vine și îți spune înainte cu curaj, înainte cu determinare, cu credință, fă acel pas de credință, fă acel salt în gol, în necunoscut, pentru că vei fi susținut la fiecare pas. Și acest lucru ți se va arăta moment cu moment, pas cu pas, da? În timp ce faci acest lucru. Dacă există energii blocate în sinea ta, vei simți cel mai probabil în zona gâtului durere și tensiune și este foarte important să descoperi semnificația conflictului emoțional și ceea ce ai de făcut pentru a elimina această energie din corpul tău. Cum am spus, deja s-a detensionat partea asta. Judecata, a patra arcană majoră, îți spune un nou nivel de conștiință, o nouă trezire în conștiința ta, o nouă perspectivă asupra vieții, lucruri din ce în ce mai benefice și mai puternice sunt pe cale să pășească în realitatea vieții tale. În același timp, judecata îți spune că orice mască pe care ai purtat-o de-a lungul timpului nu mai este necesar să o porți, că ești în siguranță să fii tu exact așa cum ești și că ești la un moment de renaștere. Și dacă accepți în totalitate ceea ce este viața ta în prezent, vei descoperi în curând o nouă versiune a vieții tale și noi
perspective, noi mentalități, pentru că următoarea carte este Marele Preot. El vine cu înțelepciune. Adică tot ceea ce ai trăit în viața ta, acum se transformă în înțelepciune și vei avea puterea și capacitatea de a lua acele lecții și a le transpune în realitatea ta, în a atrage tot felul de experiențe, momente, situații, oameni care nu face altceva decât să te conducă în continuu către evoluție. Și am să închei etalarea de astăzi cu un mesaj din oracolul Instant Magic pentru luna februarie 2024. Zodia Capricorn, mesajul este mai multă recunoștință, mai multe binecuvântări. Asta înseamnă că este important să accepți și să fii recunoscător pentru suferința ta, pentru durerea ta, să dai voie acestor lucruri să rămână acolo unde le este locul, și anume în experiențele tale trecute, să le accepți și să le îmbrățișezi și să înțelegi că puterea de transformare a acestor energii este la tine și că acum te afli în acel moment în timp în care aceste lucruri se pot întâmpla. Depinde de tine, pentru că totul începe cu tine, cu alegerile tale. Da? Așa că alege benefic pentru tine în fiecare moment, rămâi prezent la ceea ce vine în calea ta și lasă-te ghidat pe mai departe din momentul acum și tot ceea ce se întâmplă în momentul acum pentru tine. Îți mulțumesc din suflet că ai rămas până la final. Eu am fost Cristiana și te îmbrățișez cu iubire. Ne-am bucurat dacă dorești să arăți susținere către acest canal prin a ne lăsa un comentariu cu un emoticon sau prin care împărtășești gândurile tale, experiențele tale și conștientizările tale, sau un simplu emoticon pentru a-ți face simțită prezența aici. Apasă butonul de like și abonează-te în cazul în care nu ai făcut-o deja. Să ne revedem cu bine în videoul pentru luna martie, la sfârșitul lunii februarie.